Nu ar putea exista o ediție live pe plajă fără trupa Voltaj. Domnilor, bine ați revenit în sfârșit după o așteptare. Cum a fost, Călin? Bine v-am regăsit. Ne-a fost foarte, foarte dor de evenimentul ăsta și ne bucurăm tare mult că l-ați reluat, că nu vă lăsați, chiar în condiții mai stricte. Am văzut și oameni după garduri care probabil că nu s-au testat, nu vaccinați, n-are importanță, inclusiv de după garduri, au cântat și au sărit și mi-era dor de atmosfera asta și mi-e dor de normalitate și mi-e dor să fim pe scenă. Ne apropiem, sperăm din ce în ce mai mult către normalitate. Publicul, cum a simțit energia lor? La fel ca de fiecare dată, nici măcar n-au fost puțini oameni, la cât e zona asta îngrădită, jumatea a fost plină, dar ne-a bucurat că ne-am amintit de vremurile bune. Iar la Europa FM totdeauna publicul a fost alături de noi de la prima la ultima melodie și asta seară la fel. Și asta ne bucură, mai ales că de fiecare dată suntem fericiți să ascultăm Voltaj și pe frecvențele Europa FM. Apropo, toți cei care au intrat sunt vaccinați sau au făcut test, așa că condițiile sunt... Au fost în siguranță chiar și înghesuiți așa cum au stat în fața scenei. Exact, totul a fost în regulă din acest punct de vedere. Hai să aflăm acum, profităm că avem pe băieți aici, care sunt planurile și ce ați mai făcut în ultima perioadă. Păi în ultima perioadă am compus și am produs și am lucrat și am tot pregătit lucruri pe care, mă rog, vă lăsăm să le descoperiți mai încolo. Ei, apropo de asta, o să le lansăm rând pe rând și ceea ce ați văzut în seara asta e tot un proiect foarte drag nouă. Ați văzut două trupe de la Voltaj Academy, New Generation și Soundwaves și ați mai văzut o trupă de fete de care ne ocupăm. Ne place să împărtășim din experiența noastră și ne place să vedem cum urmează alte generații pe scenă și ne urmează cumva pașii. Noi am fost foarte mândri și emoționați de ei în seara asta și ne bucurăm că i-ați primit pe scena voastră. Iar noi vă mulțumim mult de tot pentru surpriză. Exact precum facem o vizită și mergem cu ceva, la fel au venit și băieții de la Voltaj la noi cu o surpriză. Am venit cu un cadou. Dragilor, dar apropo de proiectele noi și așa mai departe, când urmează o lansare? I'm sorry, I only speak English. It's okay, we're here in Budapest, we are... I have to ask Daddy. Nu vrea să spună. Chiar el lucrează la un videoclip, la o piesă specială. Nu vrem să vă spunem mai multe, undeva în iarnă va apărea această piesă. Nu înseamnă că e primul single pe care îl veți vedea de la Voltaj, dar e un proiect foarte drag și special. Iar poate în toamnă un nou single, până la acest videoclip de care vă povesteam, care va apărea în iarnă. Noi, ca de obicei, de acum vă spunem că vă așteptăm la Radio Europa FM, desigur. Totdeauna ne-am deșteptat la deșteptarea și am venit și am lansat la voi single-urile noastre. Și vă mulțumim că de atâția ani ne susțineți și ne-am gândit cu mare drag și de primul turneu în care voi vă lansați și eram împreună cu colegii noștri de la Iris prin toată țara. A fost chiar superb atunci. Voltaj, ce Iris? Deci eu tot dimineața am auzit la deșteptarea... Că puneau o piesă cu Voltaj și că acum ai noștri, vin ai noștri să cânte ai noștri. Așa, deci noi suntem trupa pentru Europa FM, trupa numărul 1. Putem spune așa, apropo că noi suntem cu toții prieteni, dar putem spune că Voltaj sunt parte din familia Europa FM în adevăratul sens al cuvântului. Dragilor, un ultim gând pentru cei care ne ascultă. Ca de fiecare dată, gândul nostru este trăiți-vă viața ca la 20 de ani, indiferent de ce scrie în buletin, aici în suflet trebuie să rămâneți mereu tineri. Așa să fie și noi vă salutăm cu mare drag de la Live pe Plajă!